Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Fața ta, Doamne, o caut, nu-ți întoarce fața de la mine. Lăudat să fie Iisus Hristos. Cele voastre, dragi părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi și iubiți credincioși, astăzi celebrăm a doua duminică din postul mare, întâlnindu-L pe Iisus pe un alt munte. Istoria mântuirii noastre se realizează pe aceste înălțimi. Iisus își arată fața sa strălucitoare, pentru noi o lumină și un curaj pe drumul pe care l-am început. Drumul credinței de la botez, drumul postului mare. Ne dispunem acum ca să ne apropiem de el, să-i admirăm strălucirea, să-i urmăm chemarea și să ne bucurăm și noi să ascultăm același glas. Acesta este Fiul meu prea iubit. Îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele și ne rugăm ca noi să fim aleși, să-L urmăm pe acest drum al înălțării. Și să ne bucurăm la sărbătoarea episcopului nostru, Anton Turcovici, care l-a urmat și care și-a dat viața ca să se bucure cu el de lumină, încurajându-ne și pe noi. Și spunem din inimă, mărturisesc lui Dumnezeu, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare, de aceea rog pe Sfânta Mare, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinți și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
să ne rugăm. Dumnezeule, care ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul Tău iubit, întărește-ne inimile cu hrana cuvântului Tău, ca purificându-ne privirea lăuntrică, să ne putem bucura de vederea gloriei Tale, în Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Chemarea lui Abraham, părintele poporului lui Dumnezeu. Citire din Cartea Genezei. În zilele acelea, Domnul i-a spus lui Abraham: ieși din țara ta și din neamul tău și din casa tatălui tău spre țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta și voi face mare numele tău și vei fi o binecuvântare. Îi voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta, iar pe cei care te vor blestema, îi voi blestema. Și prin tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Abraham a plecat, după cum i-a spus Domnul. Cuvântul Domnului. Fie, Doamne, mila Ta asupra noastră, precum și noi am sperat în Tine. Drept este cuvântul Domnului și toate lucrările sale sunt vrednice de crezare. El iubește dreptatea și judecata. Pământul este plin de bunătatea Domnului. Iată, ochii Domnului sunt îndreptați spre cei care se tem de El, spre cei care nădăjduiesc în mila Lui, ca să-i scape de la moarte sufletul lor și să-i hrănească în timp de foamete. Sufletul nostru îl așteaptă pe Domnul, pentru că El este scutul și apărătorul nostru. Fie, Doamne, mila Ta asupra noastră, precum și noi am sperat în Tine. Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei. Prea iubitule, suferă împreună cu mine pentru Evanghelie, după puterea lui Dumnezeu, Cel care ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci pentru planul Său și pentru harul pe care ni l-a dat în Hristos Iisus, mai înainte de începutul veacurilor, dar care acum a fost descoperit prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a făcut să strălucească viața și nemurirea prin Evanghelie. Cuvântul Domnului.
Glasul Tatălui din nor spunea, acesta este Fiul meu cel iubit, ascultați de El. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus i-a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, i-a dus deoparte pe un munte înalt și i s-a schimbat înfățișarea înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele lui au devenit albe ca lumina. Și iată că le-au apărut Moise și Ilie care vorbeau cu Iisus. Petru, luând cuvântul, i-a spus lui Iisus, Doamne, e bine că suntem aici. Dacă vrei, voi face aici trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când mai vorbea încă, iată că i-a învăluit un nor luminos și iată că un glas din nor spunea, acesta este Fiul meu cel iubit, în care este mulțumirea mea, ascultați de El. Auzind, discipolii au căzut cu fața la pământ și s-au înspăimântat foarte mult. Dar venind Iisus și atingându-i, le-a zis, ridicați-vă și nu vă temeți. Ridicându-și ochii, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când coborau de pe munte, Iisus le-a poruncit, să nu spuneți nimănui ceea ce ați văzut, până când Fiul omului nu va fi înviat din morți. Cuvântul Domnului. Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultați de El. Cele voastre treci iubiți credincioși. Duminica trecută, biserica ne-a chemat să ne urcăm cu Iisus pe muntele ispitirilor. Pe muntele în care El avea venirea să arate lumii că este Fiul lui Dumnezeu și să învingă ispitele și încercările celui rău. Vrem să ne spună că și noi trebuie să urcăm pe muntele acestor încercări, ca și noi să putem da un răspuns în fața lui Dumnezeu despre chemarea noastră. Mai auzit și sigur că cunoaștem deja că Iisus a urcat pe un alt munte după ce a început predica sa pe muntele fericirilor, trasându-ne nouă tuturor o cale care e cu totul particulară, calea fiilor lui Dumnezeu, calea adevăratei fericiri, a bucuriei. Astăzi, în a doua duminică, Apostolului Mare, suntem invitați să ne urcăm pe alt munte, identificat ca fiind muntele Tabor. Munte pe care Iisus a voit să se urce pentru ca să dea ucenicilor săi un curaj deosebit, o forță în a-L urma. Știm că această urcare pe munte a avut loc după ce Petru a făcut o mărturisire despre Iisus, că El este Fiul lui Dumnezeu cel viu care a venit în lume. Și Iisus a recunoscut acest lucru pe care l-a declarat Petru.
Dar el spune mai departe că trebuie să treacă prin multe suferințe, trebuie să moară ca să învie. Și sigur că la acest lucru Petru nu era de acord. Neînțelegând care este drumul lui Iisus, ne îndreptăm în această perioadă Apostolului Mare spre altul munte, muntele gloriei, muntele victoriei, muntele confirmării definitive a lui Iisus, muntele Golgota, unde se desăvârșește acel mister pascal al venirii lui Iisus, al trecerii prin suferință și moarte și al gloriei și învierii sale. Tot acest program, de fapt, este așezat în fața noastră în această perioadă pentru a înțelege ce avem noi de făcut, ce a făcut Iisus și ce trebuie noi să împlinim. Pentru că Iisus ne-a vorbit, Iisus ne-a arătat, Iisus a demonstrat, Iisus i-a lămurit pe apostoli și vrea să ne lămurească și pe noi, că trebuie cu adevărat să avem curaj de a-L urma și de a învinge pe cel rău, de a ne asigura astfel o fericire deplină și de a ne bucura atunci când El, fiind în slavă, ne va primi alături de ea. Acesta este drumul pe care noi trebuie să-l parcurgem în această perioadă. Ne bucurăm că în cadrul acestei Sfinte Liturghii din Duminica a doua să ascultăm acea relatare despre Abraham și despre chemarea lui. Și cum el a știut să asculte de Dumnezeu și chiar să fie supus la încercare și să-L asculte pe Dumnezeu până la jertfa propriului său fiu. Abraham a ascultat de Dumnezeu. Ne dispune astăzi la o asemenea mărturie și Apostolul Paul în scrisoarea sa către Timotei, arătându-ne ce chemare avem noi și ce plan are Dumnezeu cu noi și cum noi prin Iisus Hristos, cu adevărat, am primit harul prin arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a făcut să strălucească viața și nemurirea prin Evanghelie. Toate acestea vom vedea la urmă că se potrivește și cu ceea ce suntem noi astăzi aici, în biserică, înconjurați de imaginile pe care, iată, sunt expuse, pentru a avea și noi pe lângă apostoli, pe lângă exemplul lui Abraham și, sigur, al lui Timotei, exemplul episcopului nostru Anton Turcovici. Așadar, în atmosfera pe care ne-a creat-o lecturile sfinte, noi îl urmăm pe Iisus în pustiu, unde dă răspuns la întrebarea cine este El. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă ca aceste pietre să devină pâine. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de pe templu. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, închină-te și eu îți voi da toate câte le vezi de pe muntele ispitirilor. Și Iisus învinge. Iisus, cu adevărat, își arată fața sa. Iisus ne arată drumul pe care trebuie să mergem noi.
Muntele este locul întâlnirii cu Dumnezeu. Și acolo Iisus s-a întărit în misiunea sa pentru a se jertfi și a se dărui pentru noi. Muntele este adevărat un loc în care se poate realiza acest răspuns al nostru, cum a făcut-o Iisus despre sine în fața încercărilor. Muntele Tabor este muntele în care Iisus își arată fața sa luminoasă și, de fapt, vrea să ne arate și să ne cheme să înțelegem și fața noastră, care, dacă îl urmăm pe El, vom fi și noi plini de lumină. Iată, așadar, acest moment al întâlnirii noastre cu Iisus în această perioadă apostolului are, de fapt, menirea de a ne face să avem curaj în drumul nostru de credință, de luptă și de mărturisire a lui Hristos, pe care noi îl avem în față și pe care noi vrem să-l urmăm până la înălțarea sa la cer. Evanghelia pe care ne-a prezentat-o astăzi biserica ne oferă lumina lui Hristos, o lumină care este cerească, o lumină care este dumnezeiască. Și El o arată în fața ucenicilor, a apostolilor luați pe munte, pentru ca să-i întărească în acel drum pe care a pornit El. Să îndepărteze scandalul pe care El a anunțat că va trebui să sufere și să moară. Să-i facă pe ucenici să se bucure cu adevărat de ceea ce Iisus le-a promis și le promite. O lumină care aduce asupra sa acea claritate a dumnezeirii. O lumină care este, de fapt, lumina ce vrea să ne-o transmită și nouă, dar pe un drum pe care El l-a urmat. Acest lucru i-a făcut pe ucenici, cu adevărat, să se întărească în drumul lor de a-L urma pe Iisus. Așa de mare era bucuria, încât Petru a și uitat de ceea ce trebuia să facă mai departe, vrând să rămână acolo. Dar Iisus, știm că i-a trezit din acea spaima lor și bucuria lor, și le-a spus, coborâm ca să mergem mai departe pe drumul mântuirii și al crucii și al fericii. Iisus se arată așadar aici pe munte ca lumina pe care Dumnezeu a trimis-o pe pământ. Lumina pe care El a voit să o transmită celor ce cred în trânsul. Un drum către această bucurie a împlinirii fericirii. Notăm în această schimbare la față a lui Iisus câteva amănunte. Glasul din cer. Glasul care se repetă. Glasul care îl confirmă. Glas care s-a auzit de 3 ori. Un chip deosebit în viața lui Iisus. La începutul misiunii sale, când a fost botezat, acum, într-un cadru cu totul solemn, pe muntele Tabor, muntele schimbării la față, și apoi glasul care a fost pronunțat de către cel ce a participat la moartea lui Iisus. Cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu, sutașul care a văzut ceea ce s-a întâmplat pe Calvar. Iată, acesta este destinul nostru,
să ascultăm acest glas care trebuie să se verifice și cu noi, de la botezul nostru, de la urmarea Lui în fața crucii, a jertfei și de la împlinirea noastră atunci când ne vom prezenta înaintea Lui Dumnezeu. Ne bucurăm să știm că avem această lumină a Lui Iisus în fața noastră. Și ne bucurăm că avem apostolii care au participat, s-au întărit și au dat mărturie despre El în toată viața lor. Aș vrea să ne oprim puțin la un exemplu care este aproape de noi. Exemplul păstorului nostru, Anton Durcovici, pe sărbătoarea căruia noi ne îndreptăm. Nu mai sunt multe zile, aproape două luni, ca să trăim la acel moment în care păstorul nostru, urmându-L pe Iisus, și-a dat viața asemenea lui Iisus. Și iată acum Dumnezeu dispune prin Sfântul Părinte Papa Francisc ca El să fie recunoscut în mijlocul celor care, umpluți de lumină, s-au dăruit pentru cei care trebuiau să fie conduși pe același drum. Am auzit la începutul lecturilor noastre de chemarea lui Avraham dintr-o țară străină să asculte de Dumnezeu, să meargă pentru a împlini acea voință a lui Dumnezeu pentru toate popoarele. Și El a ascultat. Putem să vedem și în viața episcopului nostru, Anton Durcovici, o asemenea alegere. Și El vine dintr-o țară străină. Și El a simțit o invitație, o chemare. Așa a venit la noi. Așa a început aici, la noi, la Iași, lângă mama. Bucurându-se de această credință pe care a moștenit-o de acasă. Așa a crescut aici, în atmosfera noastră, din Iași sau din București. Așa s-a pregătit pentru ca El să poată vesti acea iubire pe care Dumnezeu a arătat-o față de oameni. Așa a voit ca El să fie cu adevărat Cel ce L-a prețuit pe mielul lui Dumnezeu și și-a dat viața pentru oile sale, pentru noi. Așa îl știm mort și așezat în pământul nostru pentru ca noi să avem bucuria credinței. Îl vedem aici în jurul nostru, iată, pagină cu pagină, pe drumul copilăriei sale, pe drumul pregătirii sale, pe drumul slujirii sale, pe drumul jertfei sale, pe drumul calvarului care ne bucurăm că este purtat la gloria învierii, la gloria recunoașterii ca fericit și sigur în drum spre recunoașterea ca această duminică, când Iisus Hristos vine în fața noastră și își arată fața Sa, în această duminică în care apostolii au rămas uimiți de ceea ce au văzut în Iisus, în această duminică când știm că atâția L-au urmat pe Iisus ca să se bucure cu El în slavă, suntem și noi invitați, dragi și iubiți credincioși, ca urmându-L pe Iisus în lupta Sa, în suferința Sa, urmându-L pe Iisus în gloria Sa, să împărțim și noi celorlalți din lumina pe care El ne-a transmis-o și ne-o transmite. Și mulțumim Lui pentru că ne-a fost dat acest dar de a fi aleși și noi fii Săi. Și mulțumim Lui pentru că
El ne-a făcut și ne face în stare să auzim și noi glasul Părintelui Ceresc adresat nouă. Și tu ești Fiul meu prea iubit. În tine mi-a aflut toată bucuria. Pentru aceea Iisus a venit. Pentru aceea Iisus s-a dăruit. Pentru aceea glasul Părintelui Ceresc ne cheamă, ascultați-l, pentru ca să putem lupta, să putem învinge, să putem să ne bucurăm de fericire, să ne putem bucura de glorie. Îl rugăm astăzi pe El, Iisus, Cel care ne cheamă să luăm crucea noastră și să mergem după Dânsul, să ne păstreze curajos pe acest drum, ca să ne putem bucura cu El de slavă. Amin. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi, sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de dreapta Tatăl și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață de Domn, care de la Tatăl și de la Fiul cu cer, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatului, aștept învierea morților și viața viacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca răscumpărare pentru oamenii, spunând, Iisuse, Mântuitorul lumii. Ajută biserica ta ca în acest timp de har să se hrănească mai îmbelșugat din tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu și astfel să poată gusta din plin bucuria Sfintelor Paști. Înzestrează-i cu Duhul iubirii și al dreptății pe cei care ne conduc. Te rugăm, stinge orice vrăjmășie dintre oameni și dă-le o inimă sensibilă și dezinteresată. Te rugăm, dă-ne harul să înțelegem sensul și valoarea pocăinței și să o îmbrățișăm cu bucurie. Ajută-i pe cei bolnavi să-și poarte crucea cu răbdare. Dăruiește-le fraților noștri răposați plinătatea roadelor mântuirii. Veșnice Dumnezeule, Tu nu părăsești pe nimeni dintre cei care Te imploră și Te urmează. Dă-ne curaj pe calea pocăinței și ascultă-ne rugăciunile prin Hristos Domnul nostru.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă să ne spele de păcate și să sfințească trupurile și sufletele credincioșilor Tăi, pregătindu-le pentru celebrarea sărbătorilor pascale prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, după ce le-a prezis ucenicilor propria sa moarte, le-a descoperit pe muntele cel sfânt strălucirea sa dumnezeiască, arătându-le astfel din lege și profeți, că numai prin suferință avea să ajungă la biruința învierii. De aceea, împreună cu puterile cerești, preamărim și noi pe pământ maiestatea ta, zicând fără încetare: Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cele noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu.
care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și le-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă și sfânt. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli, slăviții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume. Primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea Ta împreună cu ei. Prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată Totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați-se porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne de pacea zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice turburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Oferiți-vă pacea. Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul.
ne rugăm. După ce am luat parte, Doamne, la tainele măririi Tale, voim să-Ți aducem mulțumire, pentru că încă de pe pământ ne faci părtași de bunurile cerești, prin Hristos Domnul nostru. Câteva anunțuri care privesc viața comunității noastre. Astăzi, așa cum ați observat pe afișe de la intrare, colecta este destinată operelor de caritate ale bisericii noastre și se adresează într-un mod deosebit persoanelor defavorizate. Așadar, este colecta pentru Caritas, pentru operele de ajutorare ale bisericii. Miercuri, 19 martie, este solemnitatea Sfântului Iosif, sărbătoare de poruncă. Sfintele liturghii vor fi ca în zilele de duminică, adică la 8, 9 și un sfert, 11, 16 și 18. Reamintim, sigur că e postul mare și miercurea și vinerea, la ora 5:30 ne întâlnim aici în biserică pentru celebrarea căii Sfintei Cruci și după aceea, miercurea și vinerea, urmează Sfânta Liturghie cu predici speciale de postul mare. Mai amintim că joi seara la ora 5:30 este adorație euharistică. Am bucur să adaug la cele care le-ați auzit și un apel pe care vrem să-l facem cu toții la rugăciune pentru Ucraina, pentru pace și armonie în Ucraina. Suntem chemați să facem acest lucru de Sfântul Părinte și sigur că de întreaga biserică. Avem nevoie de pace, avem nevoie de liniște în jur, avem nevoie de curaj. Timpul postului mare ne oferim aceste rugăciuni mai departe pentru pace aici în zona noastră. Plecăm acum fruntea pentru a primi binecuvântarea cu care vrem să mergem mai departe, urmându-L pe Hristos pe drumul iubirii sale spre glorioasa sa înviere. Domnul să fie cu voi! Și cu Duhului Tău! Binecuvântează-i, Doamne, pe credincioșii Tăi cu binecuvântarea veșnică. Și ajută-i în așa fel să îmbrățișeze Evanghelia Fiului Tău născut, încât să suspine mereu după acea mărire pe care ai dezvăluit-o apostolilor la schimbarea la față și să poată ajunge cu bine la ea prin Hristos Domnul nostru. Binecuvânteze pe voia tot puternicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim.